S-a sinucis, dar nu înainte de a lăsa lucrurile în ordine. Este vorba despre o femeie de 60 de ani din Pitești, de profesie contabil. Înainte de a face gestul fatal, a lăsat toate facturile la vedere, banii pregătiți pentru a fi achitate, la fel și actele cu care lucra. De asemenea, sexagenara îi promisese unei vecine că o va ajuta să achiziționeze o anumită cantitate de țuică, iar pe hol la vedere a lăsat sticlele destinate prietenei sale, plus o sumă de bani cel mai probabil însemnând un rest. Nu a lăsat niciun bilet, dar în urmă cu o săptămână a vorbit cu vecinii să le spună celor doi copii ai ei să plătească în continuare datoriile pe care le are. Polițiștii care anchetează cazul spun că gestul femeii vine pe fondul unei depresii.